Da, am revenit, oameni buni. Continuăm dialogul cu primarul Târguviștei, domnul Daniel Cristian Stan, autoritățile municipale târguviștene în slujba cetățeanului. Complexul turistic de natație, domnule primar, când veți organiza așa un spectacol amplu de sunet și lumini care să marcheze începerea noului sezon estival? 1 mai, probabil, este data în care... Pe Ziua Internațională a Muncii. În care... oamenilor muncii, mă rog. Oamenilor muncii, da. Este... 1 mai ar fi ziua. Lucrăm la un concept. Ideea noastră nu este numai de a organiza un spectacol acolo. Ideea noastră este de a cointeresa cât mai mulți târgoviștieni să vină acolo, să petreacă timpul liber. Condițiile sunt excelente, sunt apreciate de toată lumea, de la campioni olimpici la natație până la, bineînțeles, cei care merg acolo aproape zi de zi, fie la sala de forță, fie la saună, fie la terenurile de tenis, fie la terenurile de fotbal, fie la terenul de basket, fie la bazinul olimpic de not. Vrem ca și în această perioadă în care se desfășoară școala altfel, copiii să vină la complexul turistic de natație, sunt locuri de joacă, există posibilitatea de a face mișcare, avem instructori specializați. Vrem să atragem cât mai mulți oameni acolo în cadrul unui proiect care cu 6-7 luni înainte de deschidere era catalogat ca fiind un proiect nefuncțional de către autoritatea de management, de minister. Mă bucur că am reușit să schimbăm lucrurile, mă bucur că Târgoviștea, iată, are probabil cel mai modern bazin olimpic de not din România la acest moment. Sigur că odată cu aprobarea bugetului aveți în vedere și continuarea investițiilor la complexul turistic de natație. N-aș vrea să devoalez tot ce vrem să facem acolo, dar cu speranța că poate copiii mai micuți nu se uită la această emisiune. Le pregătim surprize importante. Vrem să achiziționăm câteva tobogane din acelea cu apă special pentru copiii de 5, 6, 7, 8 anișori care nu au acces la acest moment din cauza instrucțiunilor producătorului pe toboganele mari care sunt la complex. Sunt convins că vor da foarte bine. De asemenea, vom achiziționa o tabelă electronică pentru a putea să organizăm competiții de cel mai înalt nivel, la nivel național și european. În linii mari, cu aceste investiții am cam finaliza ceea ce înseamnă și modificarea la bloc start. Și modificarea la bloc start, dar nu e foarte costisitoare. Am cam finalizat ceea ce înseamnă punerea la punct a complexului turistic, a bazinului din cadrul complexului turistic de natație și chiar e o investiție importantă pentru Târgoviște și târgoviștenii care nu s-au dus încă acolo, pe aceștia îi sfătuiesc să meargă. Tarifele sunt accesibile. Pe site-ul Complexului Turistic de Natație găsiți planul tarifar. S-a eliminat celebra taxă de parcare care a fost impusă prin planul de afaceri și am așteptat acordul finanțatorului pentru a putea să eliminăm această taxă. Am eliminat-o prin hotărâre de Consiliul Local. Iar condițiile sunt, repet, foarte, foarte bune și e un loc chiar agreabil de petrecerea timpului liber. Se adresează atât profesioniștilor cât și celor care efectiv vor să ducă să înoate pentru agrement. Iar investițiile în zonă vor continua, e vorba și de o sală de sport acolo, e vorba și de un teren de fotbal în parteneriat cu federație. Lângă complexul turistic de natație, cam toată zona se va... Cam și de un hotel foarte important. Cam toată zona se va schimba radical. Sigur, nu putem bate din palme, dar avem solicitare pe Compania Națională de Investiții pentru o sală polivalentă nouă în zona respectivă.
De ce? Pentru că vrem ca cei care vin să se antreneze la complexul turistic de natație să aibă la dispoziție și o, și o sală în care să poată să efectueze antrenamentele. Doi, un hotel, vom vedea dacă vom putea accesa un complex turistic sau vom face un parteneriat public-privat. Terenul cu Federația Română de, de Fotbal pe care, pe care îl vom face acolo, lângă va fi cartodromul, undeva lângă actualul obor. De duminică va fi, va fi cartodromul. Stați un pic, cum de duminică? Lângă oborul de duminică, am spus. A, lângă oborul de duminică, dar am crezut că de duminică va fi cartodromul. Cartodromul va fi... Credeam că aveți o baghetă cartodromul magică. Cartodromul va fi din nou... Cartodromul va fi din nou... Va fi o nouă investiție care eu cred că va atrage foarte, foarte mulți oameni în zona respectivă. Iubitorii de auto-moto vor fi... Mai ales pentru copii. Vor fi acolo, vom face programe speciale pentru, pentru copii. Eu țin minte un asemenea cartodrom. La a fost pe vremuri, da. Acolo, exact. Exact acolo a fost. Exact în zona respectivă. Cei care sunt mai, mai tineri decât mine, probabil că nu țin, nu țin minte. Cartodromul era unul dintre cele mai moderne din Europa la momentul, la momentul respectiv. Aveau loc la Târgoviște concursuri naționale de karting, etape naționale, și era un adevărat spectacol la momentul respectiv. N-am înțeles de ce s-a întrerupt tradiția asta, da, e bine că o reluați. A fost pur și simplu lăsat să se degradeze. Da. Probabil au fost probleme legate și de proprietate, că aici eu sunt convins că dacă ar fi intrat în patrimoniul municipalității, s-ar fi făcut ceva. Din păcate, vorbim de anii 90 în momentul ăsta. Adică atunci ar fi trebuit să se facă, să se facă ceva. Când, când îl faceți cartodromul? Păi suntem la proiectare. E foarte dificil. Să știți, e destul de dificil, dar o să-l facem. Nu, nu se pune problema să nu-l, să nu-l punem la punct și lucrul acesta sunt convins că va atrage foarte mulți, foarte mulți oameni. Adică, în afară de ce intră în atribuțiile, în atribuțiunile clare ale unei administrații publice locale, drum, apă, canal, infrastructură educațională, spații verzi, piețe publice și așa mai departe, vrem să oferim și câteva investiții de genul acesta. Unul este deja complexul turistic de natație, o investiție senzațională. Doi, cartodromul. Trei, un skatepark pe care vrem să-l facem în, în Parcul Chindia. Investiții care sunt așa mai, puțin, puțin deosebite, dar care sunt convins că vor prinde foarte, foarte bine în, în Târgoviște. Și locurile de joacă? De locurile tot, de joacă deja, deja am discutat. Noi am intervenit deja la locurile de joacă și cred că se văd îmbunătățirile la locul de joacă din Parcul Chindia, la locul de, locurile de joacă din Parcul Mitropoliei. Parcul Mitropoliei, la locul de joacă din spatele blocurilor C, la părculețul din microionul numărul 2, la locurile de joacă din micro 4, respectiv micro 5. Plus aceste locuri de joacă pe care vrem să le facem acum, vom, chiar va fi, vom sta bine din acest, din acest punct de vedere. Lucruri care... pe care până acum administrația publică locală târgovișteană nu prea le abordase la acest, la acest mod. De exemplu, cel din Parcul Chindia, locul de joacă este, arată extraordinar, foarte bine și am văzut foarte mulți copii, vin cu părinții. Vin foarte mulți copii în momentul de față în aceste zone pentru că nu sunt prea aceste locuri de joacă în cartiere. Momentul în care va fi loc de joacă pe, la, pe strada Vlad Țepeș, lângă piața Vlad Țepeș sau hala, cum este cunoscută în, în zona respectivă. În momentul în care vom avea loc de joacă nou făcut lângă cimitir în micro 12, în momentul în care vom avea două locuri de joacă în cartierul CFR, în momentul în care vom avea loc de joacă în Aleea Trandafirilor, în momentul în care vom avea locuri de joacă, sunt vreo 4 în microionul numărul 6, în spatele blocului 82, 83 și așa mai departe. Deja, din acel moment, eu spun că lucrurile se vor schimba, iar oamenii nu vor mai fi nevoiți să meargă din
micro 11, micro 12, micro 9 și așa mai departe, către zona centrală. A, am făcut și am reabilitat anul trecut locul de joacă din parcul Așchiuță. Terenul de fotbal, terenul de sport, am lucrat și la echipamente, am pus și acea suprafață pe acolo pe unde se deteriorase. Mai avem de lucru, spre exemplu, la locul de joacă de vis-a-vis de magazinul Diana. Arată binișor, dar eu cred că trebuie schimbată suprafața și vom interveni și acolo. Deci sunt probleme pe care noi le cunoaștem și la care încercăm să găsim soluții. Nu le putem face pe toate în același timp. Și mie mi-ar plăcea să putem să intervenim în același timp și într-un an de zile să finalizăm absolut tot. Din păcate, nu se poate face lucrul acesta. Însă, strategia de dezvoltare a municipiului Târgu Oviște, angajamentele, dacă vreți, pe care eu mi le-am asumat în perioada campaniei electorale, că trebuie să discutăm clar despre lucrul acesta, iată, sunt duse la îndeplinire. Cartierul Priseaca, bifat, da? Începem lucrările. Străzile de acolo, Iazului, Morilor și așa mai departe. La fel, începem lucrările. Piața Mihai Viteazu, lucrări în derulare. Locurile de joacă, vor începe lucrările și la locurile de joacă. Deci, încet, încet, strategia pe care am avut-o programul pe care l-am prezentat el goviștenilor, iată că începe să fie pus la punct. Au întârziat puțin ghidurile pe fonduri europene. Asta este situația, nu este vina noastră, nu avem cum să influențăm lucrul acesta, însă în perioada următoare sunt convins că vor începe să concretizeze și aceste lucruri. Reabilitarea termică, iarăși un proiect deosebit de important, cu o cotă de numai 3,5% de participare din partea proprietarilor de apartamente. Infrastructura educațională, școlile pe care vrem să le facem, grădinițele pe care le vrem să le facem, extinderile pe care le vrem să le facem. Avem școala 10, spre exemplu, școala numărul 1, colegiul economic Ion Ghica, școala 8, școala 13, grădinița numărul 8 și așa mai departe. Sunt 25 de unități de învățământ, antepreșcolare, preșcolare, școlare, care urmează să intre. Bazele sportive pe care vrem să le facem la Constantin Carabela, la liceul Ion Heliade Rădulescu, intervențiile pe care le avem la liceul numărul 5, la Constantin Brâncoveanu și așa mai departe. Lucruri pe care sigur nu pot fi făcute imediat. Însă, la acest moment, ce putem să facem, facem, și lucrurile acestea într-o perioadă de 3-4 ani, poate undeva până în 2021-2022, vorbesc exclusiv de fonduri europene care se vor duce până acolo, vor schimba radical ceea ce înseamnă infrastructura în municipiul Târgu Oviște. Eu cred că încet, încet Târgu Oviștea devine un oraș modern, un oraș atractiv. O strategie pe turism pe care vrem să o punem la punct. Aștept cu interes proiectul privind, spre exemplu, Curtea Domnească. Aștept cu interes proiectul de la Unitatea Militară de la Gară, cu stadionul, cu mall-ul, cu drumul care leagă Bulevardul Carol de Petru Cercel de centura municipiului Târgu Oviște. Se va deschide extraordinar de mult și acea zonă. Am văzut, mă rog, că posturi naționale preiau chestiunea aceasta cu stadionul de la Târgu Oviște și spun, domne, păi Târgu Oviște cu echipă în divizia a doua, cu stadion de 20 ceva de milioane de euro, Chindia va juca în prima ligă. Asta o spun, am mai spus-o și o voi spune în continuare. Iar Târgu Oviște va deveni una din echipele protagoniste în campionatul românesc. Să nu uite cei care mai au așa cât un cui împotriva sportului târgoviștean că Fotbal Club Chindia este una din puținele echipe din România, indiferent că vorbim de prima ligă, de a doua, de a treia și așa mai departe, fără datorii la jucători, fără debite restante către bugetul de stat, lucruri care sunt de natură să evidențieze puțin
faptul că ne interesează sportul, ne interesează fotbalul, ne interesează în general fenomenul sportiv la nivelul municipiului Târgoviște, la nivelul județului Dâmbovița. Pechindia este un parteneriat între Primăria Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița. Prin Compania Națională de Investiții, grație efortului Consiliului Județean, iată, vom avea un stadion la Târgoviște, iar cei care critică practic nu fac decât să-și arate așa, cum să spun, frustrarea și să-și scoată în evidență propria neputință. Corect. Își arată frustrarea și scoate în evidență propria neputință. Pentru Târgoviște are cea mai mare medie de spectatori pe teren propriu. Trebuie să spunem lucrurile acestea. Și eu spun că Târgoviște merită un stadion. Sperăm să deruleze cât mai repede investițiile. Aici avem o problemă. Legislația este foarte, foarte stufoasă. Adică în momentul în care tu ai avizul luat de la Compania Națională de Investiții, practic de la finanțator, de ce trebuie să mai... E un aviz de la Ministerul Dezvoltării. Și asta este valabil și pentru Cinematograful Independența și pentru stadion și pentru locuințele ANL. Nu se poate. Avem momentul de față, ANL ne transmite, zice, domne, am prins în buget două blocuri în acest an. 48 de apartamente. Dar nu putem să începem pentru că ne trebuie aviz de la Ministerul Dezvoltării. Lucrurile astea, și vorbesc de municipiul Târgoviște. Per total, avem 180 de unități locative noi, pe care urmează să le facem atât la Umegară, cât și în Sagricom, plus 146 de unități locative, deci am avea undeva la peste 300 de apartamente pe care am putea să le facem în municipiul Târgoviște în următorii 2-3 ani. Însă, așteptăm. Domnul, deci ăștia atât de greu să obțin un aviz după ce l-au obținut de la CNI, îți mai trebuie unul de la Ministerul Dezvoltării și la Ministerul Dezvoltării, de ce să obțin atât de greu avizul? Incredibil. Ce trebuie să... Că e un aviz în CT, la fel cum a fost avizul ăla primit în CT-ul CNI-ului. O chestiune legată de Agenția Națională Locuințe, care mi se pare, cum să spun, edificatoare pentru cum stau lucrurile. Am obținut un aviz de la Electrica. Este o rețea care trece pe lângă blocurile acelea din care sunt în construcție în momentul de față în Sagricom. În momentul în care ne-am dus din nou cu documentația, Electrica a spus, domne, nu vă mai dăm avizul pentru că o parte dintr-un bloc este foarte aproape de liniile acestea și potrivit legislației trebuie să aibă o anumită distanță, 4 metri și așa mai departe. Ok, am spus. Bun. În acest moment, zic, refac proiectul, modific puțin structura acelui bloc care ajungea în zona de influență, care era foarte aproape, ca să pot să termin proiectul. Mergem la Ministerul Dezvoltării și CNI să spune ce da, ați modificat proiectul, dar zice, vorbiți cu Electrica să mute toată rețeaua de înaltă, să o mute mai departe. Costuri de milioane de euro. Milioane de euro, da. Costuri plus că trebuie să identifici un teren în zona respectivă. Acolo sunt numai terenuri private. În CT-ul următor sper să înțeleagă lucrul acesta și să înțeleagă că și spunând, domnule, dar ați renunțat la un apartament sau două acolo, este un prejudiciu pentru noi ca ANL. Dar eu mai spun ceva. Dar blocurile alea care se degradează din 2009 acolo, alea nu reprezintă un prejudiciu? Dar dacă vom ajunge în situația de a nu mai face proiectul, nu avem un prejudiciu acolo și acolo mă întreb eu cine plătește. Pentru că, hai să fim sinceri, din 2009 până acum blocurile s-au degradat. Expertiza care s-a realizat a presupus sau presupune pentru realizarea construcțiilor investiții mult mai mari decât ar fi fost făcute în 2009. Da, a fost un dosar penal acolo, n-are nicio legătură Primăria Municipiului Târgoviște, da, dați-ne drumul la finanțare. Dați-ne drumul la finanțare, este apelul pe care îl face de la Târgoviște primarul Daniel Cristian Stan. Mulțumim pentru prezență, domnule primar. Și eu mulțumesc pentru invitație. Succes, din păcate n-am avut din să vorbim și de basket și de volei, pentru că la basket trebuie să bate neapărat ca să ne calificăm în semifinale. Iar la volei am pierdut cu contracandidată locului 2. Directă, da. Din păcate. Care nu trebuia să-l pierdem după ce am bătut campioana. A fost un meci, la adevăr, cu punctaj dublu. Dublu, da.
Asta e. Bun, e regulă. Mulțumim pentru prezență, succes și, în continuare. Vă așteptăm și săptămâna viitoare. Mulțumim, prieteni, că și în această seară ați fost alături de noi. Nu rata știrile de la ora 20. Nu uitați motoul emisiunii, nu vă pierdeți niciodată speranța, indiferent ce s-ar întâmpla, mai ales că avem vești foarte bune, extraordinar de bune, iată, de la primăria Târgoviște. La final, pentru că tot a fost ziua lui Dan Bilman ieri, am plinit o frumoasă vârstă, am ales o piesă extraordinară semnată două voci mari de tot, de aur ale muzicii rock românești, Cristi Minculescu și Dan Bilman, Să aprindem torțele, ultimul videoclip semnat cei doi, superbă piesa, la revedere! La revedere!